Doamne Dumnezeule, exclamă faunul. Bună seara, spuse Lucy. Dar faunul era atât de prins cu adunatul pachetelor de pe jos, încât la început nici nu-i răspunse. După ce termină, făcu o plecăciune. Bună seara, bună seara, spuse. Îmi cer scuze. N-aș vrea să par prea curios. Greșesc crezând că ești o fiică a Evei? Eu sunt Lucy, spuse fata, neînțelegând ce vrea să spună faunul. Să-mi fie cu iertare, dar nu ești ceea ce se numește fată? Întrebă el. Bineînțeles că sunt fată, răspunse Lucy. Ești, deci, om? Bineînțeles că sunt om, spuse Lucy nedumerită. Desigur, spuse faunul, ce prost sunt. Dar e prima dată că văd un fiu al lui Adam sau o fiică a Evei. Mă bucur nespus, adică... Aici se opri ca și când ar fi fost pe punctul de a spune ceva ce n-ar fi vrut să spună, dar se oprise la timp. Mă bucur nespus, continuă. Dă-mi voie să mă prezint. Mă numesc Tumnus. Îmi pare bine de cunoștință, domnule Tumnus, spuse Lucy. Și pot îndrăzni să te întreb, Lucy, fiica Evei, cum ai ajuns în Narnia? Narnia? Ce e asta? Te afli pe tărâmul numit Narnia, îi răspunse faunul. Pământul cuprins între Felinar și marele castel Cair Paravel de la Marea de Est. De unde vii? Din pădurile sălbatice din vest? Eu am intrat prin șifonerul din camera goală, spuse Lucy. Aha, făcu domnul Tumnus cu melancolie în clas. Eh, dacă aș fi învățat mai mult la geografie când eram mic, aș ști unde sunt aceste țări ciudate. Dar acum e prea târziu. Dar nu sunt țări, spuse Lucy, aproape pufnind în râs. E doar undeva mai încolo, cel puțin așa cred, nu sunt sigură. Acolo e vară. Până una alta, spuse domnul Tumnus, în Narnia e iarnă. E iarnă de mult timp, așa că dacă mai stăm mult aici în zăpadă, o să răcim amândoi. Fiica Evei, din îndepărtatul tărâm al camerei Oale, unde domnește pe veci vara, în strălucitatea cetate a șifonierului. Te invit să bem un ceai împreună. Mulțumesc, domnule Tumnus, spuse Lucy, dar nu știu dacă n-ar fi mai bine să mă întorc acasă. E aproape, e imediat după colț, insistă faunul, și focul e gata făcut, și avem pâine prăjită, și sardele, și prăjituri. Ești foarte drăguț, dar nu cred că pot sta prea mult. Dacă mă iei de braț, fiica Evei, spuse domnul Tumnus, o să putem merge amândoi sub umbrelă, așa, haide! Și astfel, Lucy se trezi mergând prin pădure, braț la braț, cu această creatură ciudată, de parcă s-ar fi cunoscut din totdeauna. Nu după mult timp, ajunseră într-un loc plin de pietre, cu dealuri aici și colo. Într-o vale micuță, domnul Tumnus se întoarse brusc într-o parte, de parcă ar fi vrut să intre într-o stâncă imensă. Dar în cele din urmă, Lucy își dădu seama că era intrarea într-o peșteră. Înăuntru ardea un foc din lemne. Domnul Tumnus se aplecă, luă cu un clește o bucățică arzândă de lemn de pe foc și aprinse o lampă. Imediat, spuse, și puse apa la fiert. Lucy avea sentimentul că era locul cel mai frumos în care fusese vreodată. Era o peșteră din piatră roșiatică, micuță și curată, cu covor pe jos, cu două scaune, unul pentru mine și unul pentru prieten, îi explică domnul Tumnus. O masă, un bufet, cu polițe deasupra căminului, iar deasupra acesteia, pe perete, era poza unui faun bătrân cu barbă căruntă. Într-un colț
Era o ușă care ducea probabil în dormitorul domnului Tumnus, se gândi Lucy. Pe un perete era un raft plin de cărți și Lucy se uită la ele în timp ce fanul pregătea ceaiul. Viața și scrisorile lui Silenus sau Despre nimfe și comportamentul acestora sau Oamenii, maimuțele și pădurarii, un studiu al legendelor populare sau Omul este un mit? Gata, fica Evei, spuse faunul. Era o gustare cu adevărat minunată. Aveau câte un nou fiert fiecare, sardele pe pâine prăjită, pâine prăjită cu unt, pâine prăjită cu miere, prăjitură pudrată cu zahăr. Când Lucy nu mai putu să mănânce, faunul începu să vorbească. Știa o mulțime de povești minunate despre viața din pădure. Îi povesti despre dansurile de la miezul nopții și despre nimfele care trăiau în fântâni și despre driadele care locuiau în copaci și care veneau să danseze cu faunii, despre cum plecau în căutarea cerbului alb ca spuma laptelui, care îți putea îndeplini 3 dorințe dacă îl prindeai, cum ospătau și cum mergeau în căutare de comori cu piticii roșii sălbatice, în mine adânci și în peșteri din adâncul pământului. Cum vara, când pădurea toată înverzea, venea să-i vadă Silenus călare pe măgarul lui cel gras, iar uneori, când venea însuși Bacus în vizită, apa pâraelor se transforma în vin și pădurea întreagă se veselea săptămâni la rând. Dar acum e mereu iarnă, adăugă el, mâhnit. Apoi, ca să se înveselească, luă un nai micuț de pe bufet și începu să cânte. La auzul acestei melodii, lui Lucy îi veni să plângă, să râdă, să danseze și să doarmă în același timp. Trecuseră probabil multe ore, când, în sfârșit, spuse: Domnule Tumnus, îmi pare rău că trebuie să te întrerup. Îmi place foarte mult această melodie, dar acum trebuie neapărat să mă duc acasă. Venisem numai pentru câteva minute. Acum nu mai are niciun rost, spuse faunul, punând naiul deoparte și clătinând amărât din cap. Niciun rost? Întrebă Lucy, sărind în picioare destul de speriată. Ce vrei să spui? Trebuie să plec acasă chiar acum. Au să fie îngrijorați. N-au să știe unde sunt. Domnule Tumnus, ce s-a întâmplat? Îl întrebă după o clipă. Ochii faunului erau plini de lacrimi. Lacrimi care îi se prelingeau pe obraj. Începuse să-i curgă și nasul. Faunul își acoperi fața cu mâinile și începu să urle. Domnule Tumnus! Domnule Tumnus! Spuse Lucy disperată. Nu plânge! Ce s-a întâmplat? Nu te simți bine? Dragă domnule Tumnus, ce te supără? Dar faunul continua să plângă cu suspine, de parcă i s-ar fi frânt inima din piept. Nu se opri nici când Lucy se duse la el și îl îmbrățișă și dădu batista ei. Luă batista și începu să se șteargă cu ea. Dar de fiecare dată când devenea prea udă ca să o mai poată folosi, o storcea, astfel încât în timp scurt se făcu o mică băltoacă pe jos. Domnule Tumnus, îi țipă Lucy la ureche, scuturându-l, încetează! Încetează imediat! Nu ți-e rușine? Un faun așa de mare, de ce plângi? Oh, suspină domnul Tumnus, plâng pentru că sunt un faun rău. Ba, eu nu cred deloc că ești un faun rău, zise Lucy. Eu cred că ești un faun foarte bun. Ești cel mai drăguț faun pe care l-am cunoscut vreodată. O, n-ai spune asta dacă ai ști, spuse domnul Tumnus printre suspine. Nu, sunt un faun rău. Nu cred să fi existat un faun mai rău de când e lumea. Dar ce ai făcut? Îl întrebă Lucy. Bătrânul meu tată, spuse domnul Tumnus, e cel din pozele de deasupra căminului. El n-ar fi făcut așa ceva niciodată. Ce? Întrebă Lucy.
Ce am făcut eu?" răspunse domnul Faun. Am intrat în serviciul vrăjitoarei albe. Asta am făcut. Sunt servitorul vrăjitoarei albe." Vrăjitoarea albă? Cine e?" Ea este cea care are Narnia la degetul mic. Ea a făcut să fie mereu iarnă. Mereu iarnă, dar fără Crăciun. Îți poți imagina așa ceva?" Ce groaznic!" spuse Lucy. Dar pentru ce te-a angajat?" Asta e partea cea mai rea," spuse domnul Tumnus cu un geamăt. M-a angajat să răpesc oameni. Uită-te bine la mine, fiica Evei." Îți vine a crede că sunt genul de faun care se întâlnește în pădure cu o biată copilă nevinovată, o copilă care nu i-a făcut niciun rău, care se preface că e prietenos și o invită la el în peșteră numai și numai ca să o adoarmă și să o iodea apoi vrăjitoarei albe?" Nu," răspunse Lucy, sunt sigură că n-ai face așa ceva niciodată." Dar chiar asta am făcut," spuse faun. Ei, atunci," spuse Lucy, rărind cuvintele, pentru că vroia să-i spună adevărul fără să-l rănească prea tare. Atunci înseamnă că ai făcut ceva rău. Dar acum îți pare atât de rău încât sunt sigură că n-o să mai faci așa ceva niciodată." Fica Evei, nu înțelegi?" o întrebă faunul. Nu e ceva ce am făcut, ci e ceva ce fac acum, chiar în clipa asta." Ce vrei să spui?" strigă Lucy devenind palidă. Tu ești copila," spuse Tumnus. Vrăjitoarea albă mi-a ordonat că dacă văd vreodată vreun fiu al lui Adam sau vreo fiică a Evei în pădure, să-i prind și să-i duc la ea, iar tu ești prima. Și m-am prefăcut că ți sunt prieten și te-am invitat la mine la ceai. Și în tot acest timp așteptam să adorm ca să mă duc la ea și să-i spun." Dar nu o să te duci, nu-i așa, domnule Tumnus? Nu se poate să faci așa ceva." Dar dacă nu-i spun," zise el începând să plângă, ea tot o să afle. Și o să pună să mi se taie coada și coarnele, să mi se smulgă barba și o să-mi atingă copitele mele frumoase cu bagheta și o să mi le transforme în niște copite amărâte de cal. Iar dacă se înfurie rău de tot, o să mă transforme în stană de piatră și atunci o să fiu statuia unui faun la ea în casă, în casa ei oribilă, până când se ocupă cele patru tronuri de la Kher Paravel și Dumnezeu știe când o să se întâmple asta, ori dacă o să se întâmple vreodată." Îmi pare rău, domnule Tumnus," spuse Lucy, dar lasă-mă să plec acasă, te rog." Sigur că o să te las," spuse faunul. Trebuie, îmi dau și eu seama de asta. Înainte să te cunosc, nu știam cum sunt oamenii. Sigur că nu pot să te dau pe mâna vrăjitoarei. Nu acum, după ce te-am cunoscut. Dar trebuie să plecăm chiar acum. Te conduc până la felinar. Cred că de acolo te descurci. Știi cum să ajungi la camera oală și la șifon ier?" Sigur că știu," spuse Lucy. Trebuie să nu facem zgomot," spuse domnul Tumnus. Pădurea e plină de spionii ei. Chiar și unii copaci sunt de partea ei." Se ridicară amândoi. Domnul Tumnus își deschise umbrela, îi oferi brațul lui Lucy și porniră amândoi prin zăpadă. Domnul Tumnus fu cu totul altfel decât la venire. Se furișară prin pădure cât de repede putură, fără să scoată nicio vorbă, iar domnul Tumnus a avut grijă să o ia prin locurile cele mai întunecoase. Lucy răsuflă ușurată când ajunseră la felinar. De aici știi pe unde s-o iei, fiica Evei?" o întrebă domnul Tumnus. Lucy se uită cu atenție printre copaci și zări în depărtare o pată de lumină. Da," răspunse, de aici se vede ușa de la șifonier." Atunci fugi acasă cât poți de repede," spuse faunul. O să mă poți ierta vreodată pentru ce am vrut să fac?" Bineînțeles," îi spuse Lucy strângându-i cu putere mâna. Sper să nu ai necazuri prea mari din pricina mea."
Adio, fica Evei, spuse. Poți să păstrezi Batista? Sigur, spuse Lucy și o luă la fugă cât o țineau picioarele spre pata de lumină din depărtare. Imediat începu să simtă în loc de crengea aspre haine și în loc de zăpadă, sub picioare simți podeaua de lemn și se trezi într-o dată sărind din șifoner în aceeași încăpere goală din care începuse întreaga aventură. Închise bine ușa de la șifoner și se uită în jur cu răsuflarea tăiată. Ploua încă și auzi vocile celorlalți pe culoar. Sunt aici!" strigă. Sunt aici! M-am întors! Sunt afară!"